Bun venit la Edo Twins, un nou vlog azi. Azi am absolvit de la facultate. Am avut ceremonia și ne-am și luat inelul. Și mama și tata ne-a făcut o surpriză foarte frumoasă. Deci dacă vreți să vedeți un vlog frumos, swipe. Azi ne-am trezit și am plecat sus și am găsit o surpriză foarte mare din partea lui mama și lui tata Edo. Pentru că în ziua de azi noi am absolvit la facultate de inginerie. Sau avem absolvirea. Pe online. Pe internet, deci la noi nu se ține în persoană din cauza la COVID. Și da, hai să plecăm sus să vă arătăm ce a făcut mama și tata Edo pentru noi. Suntem recunoscători. Mica, ții! Unde-i Silvestre, Maxi? Unde-i Silvestre? Ok. Deci uite aici. Congrats, grad. Grad? Graduation, așa se spune la noi. Și aici? Class of 2021, congrats, grad. Maxi! Ce frumos a fost! Da! Faci și voi! Păi... Vă place? Da, e foarte frumos! Mersi, mami! Mersi mult, mersi! Uite aici, scrie grad, congratulations, grad. În plicurile astea, inelele de inginer, alea reale, asta a fost diploma. Fake. Și diploma. Deci totul. Inelele după 5 ani de facultate. Și ați primit o cutie pe care să nu o deschideți decât la... Diseara? Da, nu știu, mai la să vedem, nu știu. Și așa au făcut, deci frumos au pus. E super, uite, o să facem party. Party. Dar ăsta este momentul care am așteptat noi 5 ani să luăm de la Waterloo, University of Waterloo, care sunt inelele noastre de inginer. Și diploma. Și diploma. Că o să o pun într-un din asta frumoasă, să o pun pe perete. Fantastic. Am făcut foarte frumos aici, uite cum arată totul. Oh, ce e acolo? Am niște... Mama Edo ne-a luat geleuri. Geleuri și ursuleți. Mersi, mama Edo. Asta era de ieri, nu l-ați văzut. Nu l-am văzut, că n-am fost acasă ieri. Hai să vă arătăm și afară, că părinții au pus niște decorații și aici, hai da. Să noi. În fața casei scrie 2021. 2021. Și acolo. Brad. Și ce scrie? Și aici scrie, we are so proud of you, Brad. Adică suntem foarte mândri de tine. Așa e translation-ul în română. Facem un party super fain. Uite, așa se vede de aici. Se vede foarte fain de aici. Mami a zis că este afară. Mersi, nu-i voie. Pleacă de acolo. Hai să vedem. Dum, tadam, tadam, tadam. A, bună, mami! Bună! Ce faci? Uite! Astăzi e o zi specială. Am adus mai multe, dar sunt în spate, nu mi-au încăput în mașină. O, baloane! Hai să nu le ia vântul, hai să mergem să le desfacem. Și mai sunt unele, dar nu le-am putut. Ia-le tu astea înăuntru, da. Dar nu le desface, să nu le scapi, că nu, le ia nu, vântul. Nu, nu, cum să le scapi? Mă rog să le pun înăuntru pe astea. Hai să vedem. Ți le pun pe tine, Maxi. That's what I thought. Și e vorba, dar îmi plin, mamă, să mă ajuta să vedem. Oh, astea-s cu helium? Da, da, vezi că unde sunt. Stai. Gata, le punem acolo. Mama Edo mai are încă una.
Ce faci? Pentru băieții mei, că sunt foarte mândră. Hai. Au obținut așa o realizare. Mersi, mama Ida. Hai. Mersi. Al doilea. Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra. Plop. Gata. Și acolo, normal, avem niște alcool frumos pentru mai târziu. Mersi, hai înăuntru. Hai, hai că te papă vulturul. Vine înăuntru. A adus și niște chipsuri, Tostitos, sunt foarte, foarte bune. Jalapeno. Mare, mami, ceva. Eu vreau să le arăt că eu mă la meci. Meciul dintre Portugalia și Germania este la actuală 2-1. 2-1 pentru Germania. Bună, Alex, bună. Mersi, 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 ții, ții codiță. Da, pentru băieții mei. Oh, este cu helium. Cu heliu. Cu heliu. Pune-le... Unde să le punem? Acolo jos? Acolo lângă astea. Ce frumos. Da, foarte fain. Și încă una aici, încă una în partea asta. Încă una în partea asta. Nu, nu, nu e, mai, e mai bine acolo, mai bine. Mama o să ne facă vinete, că mi-e plac foarte, foarte mult vinetele. Și am spus că dacă am absolvit, trebuie să ne facă vinete. Mă rog că ați absolvit, că rest nu fac vinete. A, bună, tati! Bună, tati! Ce faci? Uite, mă duc să bere în garaj. Foarte frumos! Băgați-le la rece, hai. Vezi dacă mai încap acolo? Cum a fost la muncă? Frigerul de afară. Ca la muncă. Foarte bine. Păi acum bem și ne distrăm. Întâi muncă, așa, păi distracția. Uite ce fain arată. Care? Cu Gheorghe și cu Ion. Nu știi barcul cu Gheorghe și cu Ion? Băi, Gheorghe, băi, Gheorghe era la coasă. Ți-a murit soacra, bă. Striga Ion pe Gheorghe. Ăsta nimic, dă-i la coasă, dă-i la coasă. Băi, Gheorghe, bă, ți-a murit soacra. Tu n-auzi? Bă, aud, mă, bă, întâi muncă, așa, păi distracția. Distracția că i-a murit soacra. Am venit afară să facem o poză aici cu familia Ido. Foarte frumos cum am spus aici. Păi da, mai trebuie să înceapă festivitatea. La ce oră începe festivitatea? La 7. La 5. La 5 este a pre-show, care nu trebuie să fim acolo. A venit momentul să deschidem plicurile cu inelul de inginer. Cu inelușele. Și diploma. Și diploma. Hai. Ok, hai să vedem. Asta e a mea, da, te scrii Valentin? Ia, așa, așa, mama, așa, dă-le aici la mama, dă-le. Hai să vedem ce e înăuntru. Stai. Ok. Ce e înăuntru? Uite, vezi? Asta este de la inginer. Like the meeting of engineer. Ritual of calling of an engineer. Asta a fost săptămâna trecută când am trebuit să spunem da la inel. Să luăm inelul. Fantastic. Asta o ținem acolo. Asta trebuie puse, mama, bine. Ce este asta? Convocation. Oh, asta e diploma. Asta e diploma, uite. Uite. Bine un pic. Bravo, copii. Vezi? Cu distinction. With distinction. Da, am unde am terminat. Bachelor of Applied Science. La Engineering, Nanotechnology Engineering, co-op cu distinție. Eu am... V-au transpirat mâine, aveți emoție. Nu, dar okay. Ce frumos scrie aici. Îl pui, hai că-l pui și eu aici. Asta este o cărticică despre ce înseamnă graduation, class of 2020. Cred că sunt instrucțiuni de cum să folosești diploma. După ce ai absolvit. Și asta este inelul 6.5. Eu am 7, că cred că am luat un număr un pic prea mare, dar nu prea am avut cum mai să... Atâta, mami. Gata. Parcă tu ești Mexi, te uiți să vezi dacă mai e ceva. Păi să nu. Ok, hai să deschidem plicul. Nu vreau să rup. Așa. Toate mea băieții, gata.
Stai să vezi când se însoară ce plângi. Foarte, acum auzi, au terminat și încă stau la noi, să vezi când se însoară ce plângi. Că dimineața sunt tot la noi acasă. A, uite cum vine! Uite cum vine! Asta este simbolul inginerilor în Canada. 7 și 6 jumate. Wow, ce frumos! Asta este măsura... Tu ai 6 jumate și vali 7? Da, da. Măsura la deget? Da. Okay. Ok, hai să scoatem ăsta care a fost doar numai așa de fan. Ni l-a făcut un prieten numai ca să facem sărbarea săptămâna trecută. Lasă-le, ține-le. Hai okay. Să vedem, se potrivește. Eu zic că o să fie un pic prea mare asta. Trebuie să-ți iei și tu 6 jumate atunci. Nu știu, dar degetul de la stânga e mai mare decât ăsta. Nu pot să iau ăsta, stai. Uite. Uite ce frumos e. Wow. Silver. Silver. Uite. Poți să-ți scoți afară, că vrei. Pune. Să-l purtați cu mândrie. Eu pun la unul și tati okay. Pune la altul. Okay. Perfect. Bravo. Să-l porți cu mândrie și cu sănătate. Să aducă numai realizări și să pot folosiți. Ia, este pentru mine și 6 jumate, e perfect. Nu cred că ți va fi mare. Oh, ce frumos arată. Suntem mândri de voi. Si? Suntem so foarte, nice. Foarte, foarte mândri de bravo. Voi. Bravo. Și de așa cum a Valentin. Hai, tati. Adică mai ce faci? Că costă prea... Să bată tobele. Nu. E mare mai bună, să știu. Eu zic că, ia. Da. Că ți se bravo. Mai umflă mâna. Uite și Vali. Poartă pe degetul michinelul de aici. De la mâna care scrie, se spune. De la mâna dreaptă. Foarte comod. Super fain. Să-l porți și tu cu mândrie și cu sănătate. Să vă aducă numai bucurii și realizare în viață. Acum să înceapă party. Party. Acum vă arătăm party. Facem party și bem și ne distrăm. Păi stai că e festivitatea, nu? Păi da, dar e online, nu e ceva. Dar întâi ne uităm la Spania cu Polonia. Spania cu Polonia. Așa să fie. Tata Ido ne pregătește steak. Dar asta e steak-ul foarte mare. Uite, am luat steak-ul ăsta. Da, am luat un T-bone. Un T-bone. Cred că are aproape 1 kg bucata asta. Și am luat... Am luat 5. Nu, n-are 1 kg, vreo 700 grame bucate. Sunt vreo 3-4 kg de steak. Am luat ca să... Pentru graduation. Pentru voi, că ai terminat. Acum vă dau de mâncare dacă ați terminat. Numai acum, numai acum putem să mâncăm. Da. Este, într-adevăr, până acum ne ții flămânzi. E unul dintre cele mai mari steak-uri care... Adică nu steak-uri, T-bones. Ai grijă să nu te tai cu ăla. Asta dacă taie, o să taie tot degetul. Păi ai grijă. Gata. Ești prea mare. Vali, tu ești inginerul pește. Da, știu. Știi? Stai așa. Tata Ido a terminat să pună condimente pe steak-ul ăsta delicios. Am pus condimente. Arată super. Stai așa, un pic să pun și niște piper. Piperul face tot. Dacă nu pui piper, piperul n-ai este... trăit. Nu face tot, dar e important. Un T-bone din Angus. Acum trebuie să sărbătorim că 5 ani s-au dus și am terminat și niciodată nu o să mai scriem un examen. Crezi tu aia. Gata cu școala. Acum începe examenul vieții. Foarte bine. Oh, să vină, foarte bine, să eu vină. Îl îmbrățișez cu bine și să... Școala a fost... Foarte grea, nu mai vreau niciodată. Auzi, guys, situația e foarte simplă. Știți care este problema? Acum începe un nou pas în viața voastră, o nouă etapă din viața voastră, puțin mai importantă decât precedenta și depinde de voi. Cu aceeași determinare, seriozitate și hotărâre ca și până acum, o să aveți succes. Depinde de voi. Mingea în terenul vostru depinde cum o jucați. Așa este. Eu o să bag în poartă. Exact. La vinclu. O să fie seriozitatea lui Măriuca. Exact. Și Ionel. Succes. Lewandowski a dat un gol pentru Polonia. 1-1. 1-1, o să fie un match foarte greu pentru Spania, dar asta e viața. Asta nu e un lucru. Noroc. Nu e un lucru foarte bun. Ce nu e lucru bun? Păi cum să dea gol Spaniei, mă? Pe viața mea. Moment foarte trist, dar am încredere că... Eu zic că o să mai dea încă unul. Spania o să mai dea un gol. Polska! Asta e Silvestre, ăla că am luat lui Mexi. Să știi că toți eram plecați și am venit acasă și l-am văzut că dormea cu capul pe el, că știa că l-am luat noi pentru el. În vlogul ăla l-am luat.
Tati a scos astea, cum se cheamă? Sunt niște patiserii la cuptor. Astea. No. Tati a scos astea. Bine că, auzi, bine că tati n-a scos asta. Patiserii la cuptor. Așa se numesc, nu astea. Am vrut să zic patiserii, dar am uitat cum se spune cuvântul, știi? Da. Da. Cu carne, cu brânză și cu spanac. Să facem mușca popei. Aici o să înceapă absolvirea. Convocation se spune la noi. Este online. Graduation. Convocare, să nu cum să spunem. Și aici am găsit... În 2016, acum 5 ani, scrie când am intrat la facultate. Și am plâns de bucurie. Congratulations. Yeah, you're in. See, congratulations. Welcome to the University of Waterloo. I'm been admitted to nanotechnology engineering. Asta a fost acum 5 ani și am găsit-o acum, știi? Cum au trecut anii. Da, a trecut 5 ani. E foame, hai la masă. Hai. Hai la niște aperitive. Mama Ido a făcut niște vinete foarte bune. Și n-am făcut prea multe, mamă, că avem... Ah, lasă, e ok. Avem multe alte mâncăruri, dar avem și aperitivele și alea. Astea trebuie să le deschidem când începe evenimentul. Exact. Le dăm după, vezi? Până încep. Deci la cât începe? La ora 7? La 7. Avem puțin timp să mâncăm, că e numai 6. Este un pic găsuț. Asta e? Ia, eu sunt mai găsuț și eu pot să încerc un pic de vinete. Uite așa, stai să încerc. Mama Ido le-a făcut super bune. Așa. Cum sunt? Ca la mama acasă. Ca la mama acasă. Bună, mama Ido. Bună. Bună, tata Ido. Bună. Haideți, să mâncăm. Băi, ce ochi frumoși arătă, Ido, albaștri. Vezi? Foarte frumoși. Din păcate, noi n-am putut să-l luăm. Noi n-am putut. Părul lui creț. N-am luat ochii aia mai... nu așa de frumoși, aia mai rău de la mama. Te rog, da, frumos. Da, părul mă rog mai crezere, dar nu sunt. Te rog, frumos. Ce ochii mei nu sunt frumoși? Ia. Yeah. Tu ai ochi foarte frumoși. Facem și porumb. What are you doing? Cum se mai zicea la porumb? Corn. Nu, în românește. Cucuruz? Cucuruz? Facem cucuruz? Nu, așa se mai zicea. Da, în anumite zone de asta se spune cucuruz. În anumite zone, parcă. Da, e porumb, e porumb. E porumb. Dar nu arunca, până frumos, v-am zis. Azi e ziua noastră de absolvire și putem să facem... Da, putem să facem mizerie. Da, așa. Valis, face cucuruzul? Ce mai bun e cucuruzul. Foarte bun. Cum se spune? Porumb. Facem porumb pe grătar. Porumb pe grătar, hai. Așa, repede. Nu, hai cu mine afară. Stai. Hai, Toanța, hai afară. Nice. Hai, pune și tu. Încă unul, ți dau și ăsta, uite aici. Și ăsta. Hai, o să... Așa, și încă unul. Bravo. Mă închide. Așa. Perfect. A gătat cu... Coco, cum se spune? Am uitat. Mami, cum se zice? Cucuruz. Sunt foarte bune, arată minunate. N-am mai mâncat porumb de mult, dar e poftă. Mi lasă foarte bun. Pune pe masă. Chiar de mult. Pune pe masă. Dar să știți că porumbul din România e mai bun. E mai tare, mai, nu știu, mai gustos. Mai dulce. Asta e... Și cu sare, pune pe sare, pe el. Îmi place mai mult porumbul fiert. Ah, da, e oh, fiert, da. La Bran când mergem, e acolo într-o oală și se vine porumb pierd și îți dă într-o hârtie și pune sarea pe el și ți-l dă. Super bun. Mergem și anul ăsta, nu? Mergem. O să-mi iau un porumb de la Bran. Mai. Uite, aici a început, mai e încă câteva minute și începem și așa facem noi absolvirea în 2021. Ceremonia. Ceremonia. O să mergem acolo în... Amfiteatru cu toată lumea îmbrăcați în robe. Asta e situația. Ei îmbrăcați, nu. Noi dezbrăcați? Nu, în robe. Abu, tati, stai cu minte? Ce mai cu minte? De ce copil cu minte? Ce sugeri cu minte? Aștept să văd ce-a spus. Cum începe? Începe festivitatea. A venit Nanotechnology Engineering. Nanotechnology Engineering. Hai să vedem că ne vedem. Alexandru George Idomir, Valentin Șefar Idomir. Bravo, guys. Ok, o să deschidem cutia asta, scrie Don't open până nu la ceremonie care a trecut, deci hai să deschidem. Deschis.
Cum ai deschis? Este aici, aici. Dar nu poți să strig cutia. Așa, mersi. Hai să vedem ce, ce e înăuntru aici. Mama, ești pregătită? Foarte pregătită. Asta pentru că simbolul la facultatea noastră este a goose, gâsca. Gâsca. Exact. Sunt așa de multe gâște. Deci voi sunteți gâște. Și uite cum scrie aici. Deci, uite. Yeah. Yeah. Waterloo it's Engineering. Happy New Year. Uite, a venit Messi. Stai că a venit Messi. Ia, mai fac că a venit Messi. Vezi și tu, mai Maxi! Vezi și tu, mai Maxi! Ce asta, mamă? Ce asta? 2021 și una... Ce avem destul? Din păcate. Nu, dar e băiat bun decanul ăsta că v-a trimis așa pachet. S-a speriat. Da, gâscuța este. Mexi, gâsca. Asta ce asta? Gâsca? Oh, popper, like that, it pops. Nu aici în casă. Alex, sperii cățelul. Sperii cățelul, nu. Nu, că-l sperie, stai. Băieții ăștia. Da, eu sunt foarte min. Nu, tot nu dat. Valentin, uite deja e. E altceva. Prima zi, eu am câștigat asta în prima zi, pentru că m-a întrebat ceva. Pentru că n-ai întârziat la școală. Da. M-a întrebat ceva și am răspuns în tot. Înseamnă că a luat-o și în prima zi și în ultima zi. Mai fi speriată. E speriată de baloane. Nu-i plac baloanele. Stai așa. Ai bună, Bianca. Am bună. Cioc, mama. Dă-mi loc pentru variegata inelul, pentru inelele noastre de inginer. Vezi? Foarte, foarte nice, foarte. Și Pinky să... zeau, așa bem. Cu Pinky? Cheers. Cheers. Here, wait, one second. Noroc, sănătate multă. Cheers, with the show. Și tu ai cu inel. Cheers. Cheers. Cheers, nu plecăm. Cheers. Cheers. Mama, hai aici să bei cu noi. I'm also sweating. N-ați umflat un balon. Alex, umflă un balon. Nu, că Max, o să fie și mai spuiat acum. Dar nu te uita la el. Eu toată viața aștept după voi. Toată viața aștept. Cheers. Sănătate. Tatu mare. Mulți ani, la mulți ani. La tot succes, mamă. Max, băi și tu? Suntem proud de toți trei. Nu, my God. Nu-i mai dă ca să-i tărie. Numai vin are voie. Nu-i numai vin are voie. Nu mai vin, mamă, dar uite, îi place. Alex. Ești băutor? Ești băutor? Băutorul nostru. De vin. Și eu sunt băutor de vin. Hai că vine mama lângă tine. Ca să nu mai fii. Te țin la frate. Nu mai, până la jos. Nu, costumul. Stă, mama, cu el, băiatul, mama. Ghi. Pe bot, azi. Alex. Bani. Wait, why? Le pare să pun cățelul. Nu pupăm cățelul, nu. Nu. Tata Ido, ce-am făcut? Am comandat o pizza, pentru că ne-a fost așa o poftă, știi? Două pizze. Două? Pentru că ne-a fost foarte mare poftă. Și... Mama și Bianca mănâncă steak, dar nouă ne-a fost... Nouă ne-a fost poftă de o pizza. Nici eu nu mai vreau steak. Ne-am schimbat în alte haine pentru că este mai confortabil așa, că s-a terminat cu absolvirea. A fost doar o oră. Tati face steak aici pentru Bianca și pentru mama, că noi am ordonat pizza. Și noi mâncăm pizza, nu steak. Pizza. Nu mai vreau steak, vreau pizza. A venit și pizza. A venit pizza. Uite, asta am zis că o să lăsăm pentru mâine, că e frumos. Și ne-a fost poftă de pizza, deci hai să mâncăm. Hai să vedem. Avem, uite, la masă, porumb, steak, salată și aici vine pizza. Eu deschid un alt și tu deschizi pe cealaltă, să arătăm. Sosurile aici, o să care dacă nu le iei. Ia sosul afară, un sos. Afară. Doi sos. Și acum este... Doi sos. Oh, încă un aici. Wow.
Asta este cu ananas, cu măsline și cu cânat iute. Și asta este? Wow! Asta e cu hot peppers și cu bacon. Și cu ardei normal. Ardei iuți cu bacon, un fel de carne și cu pepperoni. Pepperoni. Wow! Poftă bună, toată lumea, poftă bună! Hai să mâncăm! Mulțumim că v-ați uitat și sper că v-a plăcut! Dacă v-a plăcut, dați un like, un share, un subscribe la Ido, Liniuță, Twins, pe TikTok, pe Instagram și pe YouTube. Noi vrem să ajungem cât mai curând la 100.000 de subscribers pe YouTube. Deci dați un subscribe și scrieți în comentarii ce să mai facem. Și cum spunem noi de obicei, păi Vali, Ido Twins in sau Ido Twins out? Păi Alex, deja a fost Ido Twins in. Atunci, oameni buni și Vali, Ido Twins out!